Cătălina Ghenea și-a lansat primul film de Hollywood în România. Cu emoții mari alături de prieteni, dar mai ales de familie, Mădălina a arătat publicului român producția Dom Hemingway. A impresionat prin modestie, stil și mai ales printr-un decolteu provocator care a furat zeci de priviri din partea domnilor, dar și a doamnelor. Mădălina a pășit sfios pe covorul roșu de la intrarea dintr-un club din capitală, acolo unde a avut loc marele eveniment. Îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă, dantelată în partea de sus și cu un decolteu provocator, ea a fost întâmpinată cu un superb buchet de trandafiri roșii. Mi s-a părut foarte interesant și mi s-a părut foarte interesant alăturarea Jude Law, Mădălina Ghenea. Recunosc că am avut așa un sentiment de mândrie știind că a ajuns atât de departe. Bănuiesc că va fi o seară extrem de specială pentru ea. Pentru ea contează foarte mult reacția românilor. După ce a cucerit Italia și Hollywoodul cu rolurile sale, Mădălina Ghenea a venit în România ca să-și lanseze filmul Dom Hemingway, o producție tipic britanică plină de umor, adrenalină și acțiune. Știu câți oameni în acest moment nu au absolut nimic. Așa cum poate și eu când am plecat de acasă, singură, poate că nu aveam absolut nimic. Vreau să știți că acest film este un proiect foarte important și sper să nu vă dezamăgesc cu absolut nimic. Pe lângă prieteni, cunoscuți și jurnaliști, cei mai importanti spectatori au fost membrii familiei ei. O mare fericire, nu se poate explica în cuvinte. Suntem foarte fericiți pentru că Mădălina a reușit să ne aducă în fața ecranului și în România, pentru că noi am mai fost la o premieră la Roma, în Italia, dar da, îi dorim un Oscar. Sunt acasă și este normal că e foarte importantă părerea celor apropiați și celor dragi. Până la urmă, voi sunteți cei dragi. Am fost primită cu foarte multă căldură și în Toronto, dar până la urmă tot voi sunteți ai mei. Ai emoții că sunt și părinții tăi în sală? Normal, da, da. Ce au spus ei despre film? Păi o să-l vadă și ei în seara aceasta și o să mă cert acasă. Filmul Dom Hemingway va rula începând cu 29 noiembrie în toate cinematografele din țară.